viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, bine ați venit la cafeaua noastră de dimineață, aici pe Mesagerul din Neamț și Știri din Neamț. Oameni buni, multă cafea ne va trebui în țara asta în perioada următoare, dacă nu cumva se vor pune restricții la importul de cafea, pentru că, vrem nu vrem, subiectele curg pe lângă noi și nu ne putem decât bucura că lucruri pe care, deci ne bucurăm că lucruri pe care le-am anticipat se întâmplă, ne pare rău că lucrurile astea de multe ori se întâmplă fără să fie benefice pentru cetățean. Dar cine știe, până la urmă lucrurile sunt în deplină derulare. Este joi, suntem în data de 20 mai și a apărut numărul 490 din Mesagerul de Neamț. Un număr, zic eu, interesant. Ne vom opri asupra a două, trei subiecte pe scurt, până să vă prezint invitatul, o emisiune care e cu un subiect, să spunem așa, dacă vreți spuneți ghilimele, dacă nu, la ordinea zilei. Până să vi-l prezint, câteva cuvinte despre ziar. Un editorial în ziar, Auleu ce ploaie, vine de la Cluj, nu știu dacă știți melodia de muzică populară a Mariei Butaciu, care spune cam așa, spune mândră, spunem tu, cu cine ai făcut pruncul? Aoleu, ce ploaie vine de la Cluj. Și totul are legătură. Fotografia este cu domnul Orban cu o umbrelă. Domnul Orban care s-a dus la Cluj și a fost aproape ignorat de oficialitățile locale, ceea ce dă semnalul, și s-a văzut zilele trecute, dă semnalul unei lupte clare deschise în PNL pentru postul de președinte. După aceea, că tot e la modă, cu parcuri, cu parcuri zoo, desființări, înființări, cu locuri de agrement făcute basus pe coz, la bas pe fundul lacului de la Bâtca Doamnei, depinde unde sunt ele, vreau să vă atrag atenția că, îmi pare rău, a venit și al doilea invitat, dar era anunțat că nu mai vine. Așa că o să vedem noi cum facem cumva. Asta e. Emisiunea a început. Deci că tot venit vorba de locuri de agrement, vreau să vă rețin atenția la modul extrem de serios cu un material publicat în Mesagerul de Neamț pe ultima pagină, Moștenirea Chitic sau Să nu faci ce face primăria Piatra Neamț. Țineți minte că prin anul 2019 și apoi prin anul 2020 s-au instalat niște aparate de fitness stradal. S-au tăiat și panglici la modul figurat. Domnul primar de atunci, cât era el de chitic, și-a încordat mușchii și a spus ce avem, ce frumos, ce drăguț. Ei bine, noi am avut curiozitatea să vedem ce anume se ascunde în spatele acestei achiziții bune pentru cetățenii orașului, nu te duci și faci sport. Și am observat cu mândrie locală, patriotică locală, că 50 de aparate ne-au costat în jur de 304.000 de lei, adică 3 miliarde. Bun, ok. Atâta a costat, am plătit că suntem cinstiți și am plătit la bugetul local. Numai că, să vedeți cum se fac lucrurile la piață. Se făceau și să sperăm că nu se fac. Deși este o vorbă cu un proverb vechi, latin tradus aiurea în românește, trăind-o sperando, restul continuați dumneavoastră. Ei, aceste aparate s-au achiziționat de la o firmă serioasă din Baia Mare în 2018, prin septembrie, dacă nu mă înșel. Ele au fost instalate primele peste un an, în 2019. Și următoarele în 2020, cred că înainte de campania electorală.
Deci au fost ținute aproape 2 ani de zile, perioada lor de garanție fiind de 2 ani. După aceea au fost puse. Bun, trecem la partea următoare. Cum au fost puse? Au fost puse pe niște blocuri de beton de 4x4, 12 cm grosime, fără să se aplice măcar un strat așa de obraz de tartan acolo, ca să nu fie pericol de accidente. Noi am contactat firma de la Cluj, l-am contactat pe directorul tehnic de acolo, care ne-a spus foarte clar. Și domne, noi am făcut ce ni s-a cerut. Noi le-am atras atenția că ar trebui finalizate lucrările și că peste beton ar fi trebuit cât mai repede pus tartan pentru a preveni accidentele. Cu această ocazie îl salutăm pe domnul Ciurea de la Protecția Consumatorilor și îi spunem că aceste monstruozități de beton, nu vorbim de aparate, ci de monstruozitățile de beton, ar trebui cumva să intre și în atenția domniilor lor pentru ca să nu asistăm la accidente. În rest, ce să vă mai spunem? De ce să nu faceți ca Primăria Piatra Neamț? Pentru că Primăria Piatra Neamț, pentru a instala acele monstruozități de beton în parcuri, pe spații verzi, da, pe spații verzi, doamne, așa, au emis certificat de urbanism. Cel puțin pentru ultimul set, acolo am găsit certificatele de urbanism. După aceea au uitat că dacă ai emis un certificat de urbanism, trebuie să obții și o autorizație. Și au instalat fără. De ce? Pentru că se poate. Pentru că așa vor, pentru că așa vroiau mușchii lor, șefului, celor care lucrau acolo, care s-au făcut ghiocel în fața șefului, că dacă șeful zice așa, faci ca șeful. Deci, în concluzie, Primăria Piatra Neamț a achiziționat cu 3 miliarde 50 de aparate, le-a instalat, dar n-a finalizat lucrarea. Acolo, oricând, poate cădea cineva și să-și se lovească cu capul de beton, ceea ce nu știu dacă s-ar întâmpla la nivelul autorităților, ar face rău sau bine. Dacă s-ar întâmpla la nivelul autorităților, ar face rău sau bine. Cert este că asta e situația. Domnul primar Carabelea ne-a spus că el nu are timp să uite în urmă. Noi îi sugerăm să întoarcă puțin capul spre urmă și măcar dacă nu-l interesează că nu s-a dat autorizație, măcar să se uite și să vadă dacă n-ar trebui pus niște tartan pe ce există acum acolo, înainte de a se apuca de ce e pe Cozla, unde am înțeles că s-a făcut o sondare la nivelul firmelor care pot să facă un parc și sondarea a plecat de la un scor destul de mare, s-a ajuns la un scor destul de mare pentru parcul respectiv. Noi le sugerăm celor de acolo să meargă, celor de la primărie, să meargă pe la Alba Iulia, pe la Sibiu, în zona aceea, să vadă că un parc de 400 de metri s-a făcut cu un preț la jumătate decât se preconizează pe 200 de metri la noi. Deci, acestea fiind zise, să mergem mai departe și să spunem că omul săptămânii, din punctul nostru de vedere, este domnul Sebastian Mihai Soroceanu, băiatul secretarului general al județului și al directorului adjunct al Complexului Muzeal Neamț, care merită acest titlu, din punctul nostru de vedere, pentru că se uită la emisiunea Cafeaua de dimineață și o comentează, după aceea pentru că a intrat în marea familie a bugetarilor din județul Neamț, e adevărat în calitate de consilier personal al distinsei doamne Mădălina Ciubotaru de la Rosnov. De ce îl facem omul săptămânii? Pentru că, iată, într-un fel și doamna Mădălina Ciubotaru este omul săptămânii, pentru că se dovedește că generația a doua de oameni din două familii, așa, pot să netezească asperitățile celor din prima generație. Și să nu uităm cuvintele mai aspre administrativ spuse de doamna Soroceanu, fostului primar de Rosnov, Ionel Ciubotaru, despre care spunea că nu prea știe meserie. Așa. Noi am apreciat și faptul că domnul Soroceanu a vorbit despre sinecuri în
partea cealaltă a eșichierului politic, spre arătând spre primărie, și mi se pare că este o chestie de manual ce a spus domnia sa, mai ales că vine din partea unui tânăr care a dovedit deja că disprețuiește orice sinecură, indiferent de unde ar veni ea. În rest, avem portrete, avem interviuri, avem un reportaj la Grințieș în Mesagerul de Neam și trecem la chestiunea zilei pentru care ne-am adunat astăzi aici, adică la subiectul zilei de ieri, într-un fel, pe care noi îl continuăm astăzi, o asociație din Piatra Neamț, asociație numită Nicu Albu, după numele unui celui mai performant primar al zonei. Știți cum e asta? Este relativ. Unii o să spună că a fost domnul Gheorghe Ștefan. Eu nu pot să contrazic nici pe unii, nici pe alții. Depinde cum vezi performanța. Din ce punct de vedere vezi performanța. Ei bine, deci, Asociația Nicu Albu a preluat mingea pasată de domnul Ion Rotaru, care este și el în Asociația Nicu Albu, care a preluat și el mingea pasată de Andrei Carabelea cu Parcul Zoo din Piatra Neamț și a apărut ideea unui parc zoo sau grădină zoo, nu-mi dau seama, grădină zoologică, mă rog, nu știu ce va fi acolo, să ne rămân cu invitatul, la Alexandru cel Bun, lângă o altă inițiativă numită Aqua Park. L-am invitat astăzi în emisiune pe domnul Iulian Luca, președintele Asociației Nicu Albu. El trebuia să vină împreună cu domnul Cătălin Misăilă. Din păcate, noi am început emisiunea și nu mai putem face schimb în emisiune. Domnul Misăilă a ajuns și el în redacție. O să vedem cum rezolvăm lucrurile. Deci, domnul Iulian Luca, bună dimineața, bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, domnule profesor, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Luca, luminați-ne, lămuliți-ne și spuneți-ne, ca să înțelegem, cum e cu ideea aceasta parcului sau parcul zoo de la Alexandru cel Bun. Cred că noi am lămurit în Mesagerul că nu e vorba de relocarea parcului de la Piatra Neamț la Alexandru cel Bun, deci nu există nicio legătură din punctul acesta de vedere, și că ar trebui să vorbim despre un lucru nou cu totul. Spuneți-ne despre ce este vorba, cine a fost cu ideea. Știți că se spune că oamenii cu idei sunt ideologi, în cazul nostru. Nu o să vă vină să credeți, ideea a venit de la un copil. E vorba de fetița unui membru de-al nostru care... Deci are 10 ani și când a auzit că se va desfința parcul... Dați voie, vedeți că se uită poate domnul Carabelea și el a spus că desfințează parcul de la Piatra Neamț pentru că un copil a plâns. Dumneavoastră înființați un parc pentru un copil a plâns? Și... Nu, așa ne-a venit ideea. Am înțeles, nu. A plâns și i-a zis tatălui ei, zice, dă-mi, te rog, numărul de telefon să-l sun pe omul rău. N-a zis altceva. În sfârșit. Și am avut această inițiativă împreună cu domnul Cătălin Misăilă, care este și dumnealui aici, și ne-am gândit, de fapt, ideea a fost a lui, că în zona de la Alexandru cel Bun ar fi un teren de o suprafață foarte mare, de circa 7 hectare, și acolo, într-adevăr, am putea face un nou parc zoologic, pentru ca să nu mai spună lumea că animalele nu au condiții, adică pe 7 hectare. Adică pe niște condiții mai bune ca la Piatra Neamț. Mult mai bune, da. Da. Am înțeles. Da, bun. Deci, ideea a venit de la un copil, Cătălin Misăil a preluat-o. Ați vorbit? I-ați pasat-o domnului Rotaru? Da, am fost la domnul Rotaru și chiar din prima clipă dumnealui a achesat la această idee. Imediat am mers cu noi la terenul respectiv. Bineînțeles că am... Bun, haideți că sunt oameni din Alexandru cel Bun care se uită și nu numai ei. Da. Unde este terenul ăsta? Este în imediata vecinătate la
Agva Park. E vorba de o distanță de 100 de metri. Practic este în aceeași zonă. Bine că situația juridică a terenului e cumva mai complicată în sensul că aparține de o firmă în faliment, dar probabil dacă creditorii vor aproba un anumit preț, putem... Păi da, haideți să vorbim. Cine sunt creditorii? Creditorii, în primul rând, cei principali, e vorba de ANAF, de... ANAF-ul, da. Care e interesat să-și recupereze banii da. Cât mai repede și ar fi dispus, probabil, probabil să că se da. Vândă, da? Primăria Alexandru cel Bun. Primăria, da, și mai nu-i cunosc. Deci dacă domnul Rotaru a ieșit, da. Înseamnă că da. Și el... Bun, deci, terenul este lângă Agva Park. El este la un lichidator. Da. S-a intrat în discuție cu da. El sau nu? Da, deja domnul Rotaru a făcut unele demersuri pentru... În principiu, deocamdată noi... Din ca să aflați un preț. 3-4 euro... Pe metru pătrat. Da, plus TVA-o. Păi la 4 euro, facem o socoteală simplă, 40.000... pe un hectar, ori 7, 280 plus alte taxe, da, plus cam așa, alte, 300 de mii de euro. Da. Hai, grosso modo. Da, da. Asta numai pentru teren. Numai pentru teren. În primă fază încercăm să luăm o suprafață mai mică, pentru ca să putem continua, adică să începem lucrările. Bun. Asociația are în acest moment în spate o susținere financiară sau suntem la stadiul acela de... Identificarea unor posibile parteneri. Vrem să facem un parteneriat public-privat. Adică nu sponsorizări. Parteneriat public-privat cu anumiți parteneri economici. Adică, de exemplu, să spunem că vine o societate mare, da? Și spune, eu vreau să intru aici. Deci, cine va fi tartorul în această asociație? Asociația? Asociația va fi doar proprietarul terenului. Atât. Și de acolo încolo... Da. Vom da în concesiune pentru diferite activități, inclusiv pentru actualul administrator al parcului, care, bineînțeles că și el s-a implicat și a venit cu noi acolo. Domnul Todirică, Dorin Todirică, care este administratorul actual al parcului. Am înțeles. Am înțeles. Parcul de la Piatra. Da, sigur că da. Bun, deci practic eu înțeleg așa. Primul demers este de achiziționarea terenului. Da. Ideea de la care ați plecat este să fie acolo un parc zoo. Da? Da. Bun. Dacă asociația va deține doar terenul, vă luați niște măsuri de precauție ca terenul să nu poată fi înstrăinat către terți? Da. Numai adică primul... să nu spună lumea că în spatele acestei chestii este o afacere imobiliară. Nu, 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 nu. Nu vom face o afacere acolo imobiliară. Vom da în concesiune anumite suprafețe pentru activități specifice unui parc. Am înțeles. Adică va fi ceva de genul cum era la Piatra da, Neamț, dar da. Pe o suprafață mult mai mare. Mare. Adică vom avea și chestii de distracție. Da, da. Elefanți, dinozauri, nu știu ce mai pentru era pe acolo. Recreere și pentru copii și pentru cei și mari. Pentru adulți. Da, da. Deci un fel de continuare a Agva Parcul de acolo cu elementul de, da. Să-i spunem, recreere. Și ar fi o activitate complementară cu activitatea Agva Parcului, fiindcă oamenii care vor veni la grădina zoologică ar putea să beneficieze și de Agva Park. Bun, spuneți-mi un pic terenul de acolo. Se pretează pentru așa ceva? Pentru că la un moment dat acolo au fost niște probleme cu depunerea de deșeuri. Da, terenul trebuie, adică trebuie nivelat. Terenul e foarte bun pentru ceea ce ne-am propus noi. Având în vedere că e suprafața atât de mare, 7 hectare. Da, deci pare... Pare o idee interesantă. Așa, problema este să vedem după că bănuiesc că achiziționarea terenului va fi un prim hop. Da. Și după aceea trebuie să vină cineva cu idei și să le punem în practică acolo. Firme,
vrea să intre și primăria Alexandru cel Bun în această... Probabil în ceea ce privește utilitățile. A, bine, utilitățile sunt aproape. Dacă este lângă Aquapark, practic... Da, ne pune la dispoziție apă, canal, curent. Bun. Cât credeți în această idee, dumneavoastră? Poftiți? Cât credeți în această idee? Mai mult cât, credeți, cât credeți în materializarea ei? Pentru că idei au fost multe în acest prea frumos județ și multe dintre ele au rămas nematerializate. În primul rând am încredere în domnul Rotaru că de-a lungul timpului, și eu îl cunosc destul de bine, el e și președinte de onoare al asociației, încă din perioada când era primar la Piatra Neamț. În general, cam tot ce și-a propus domnul Rotaru a realizat. Și l-am văzut că e foarte interesat și chiar dorește să facă, să alăture acestei inițiative. Eu cred că dacă vom reuși, în primul rând, să facem rost de bani pentru teren, cred că lucrurile vor intra în linie dreaptă după asta. Sunteți chiar întrebat, asociația are banii necesari pentru adiționarea terenului? Nu. Ați răspuns, nu aveți în acest moment bani. Nu. Deci, haideți să spunem că tot acest plan nu este un plan de azi pe mâine. Nu, durează cel puțin 2-3 ani. Deci nu este un plan de azi pe mâine. Nu. Mi se mai spune că nu există canalizare în zona Aquapark. Deci oameni din Alexandru Nici cel Bun... Nici la actualul parc zoologic din Piatra nu este canalizare. Am înțeles. Bine, dar asta nu înseamnă că să nu faceți cu canalizare, că aici trebuie canalizare. Bun, deci cum vedeți dumneavoastră că va funcționa asta? Adică eu încerc să-mi închipui, vom avea niște animale, probabil că ele trebuie achiziționate. Da. S-a gândit cineva la un fel de, știu eu, proiect? Da. Fonduri, nu știu ce fel de fonduri. Din punctul ăsta de vedere, actualul administrator al actualei grădinii zoologice și-a făcut un plan inclusiv de a cumpăra circa... A, deci el este interesat să vină să facă acolo. Da. Păi el, când va fi? Viața lui se identifică cu grădina zoologică din Piatra Neamț. El acolo locuiește, acolo, adică e un om foarte pasionat. Și pe lângă faptul că are un anumit număr de animale, el va cumpăra celelalte animale, fiindcă cunoaște și alte grădini zoologice, vă dați seama că are relații în acest sens. Important este ca dumnealui să primească în concesiune terenul pentru grădina zoologică pe o perioadă mai îndelungată, fiindcă poate accesa fonduri europene. Atunci, dumneavoastră, deci, practic, să spunem că aveți un prim client. Da. Un prim client. Adică pe domnul Todirică, care ar fi interesat. Da. Bun, să vedem cum se va materializa partea asta cu achiziția terenului, pentru că dacă ați lansat ideea, poate îi vine unuia cu banii de aia să ia el terenul de la lichidator și să facă același lucru. Noi ne-am bucurat că e pentru comunitate, vă dați seama. Nu ținem neapărat noi pentru să facem. Poate acționarii de la Aquapark se vor gândi, pentru că dacă e o afacere de succes, au avut și profit, probabil, da. Și pot să investească în terenul de alături. Știu Dar eu sunt încurajat privitor la achiziționarea terenului. Nu vă ascund că am fost căutat de o anumită persoană particulară care deține un teren la Turturești de circa 13.500 de metri și a zis că îl donează asociației. Dacă vreți să faceți ceva de genul. Da, deci lumea ar vrea că grădina aceasta să fie înființată. Am înțeles. Da, bun. Să spunem că am închis subiectul, tragem o concluzie. Este o idee lansată, deocamdată nu sunt fonduri pentru ea, se caută. Ideea nu este să facă asociația grădina sau parcul sau ce va fi acolo de distracții, ci ideea este să ia terenul, să-l concesioneze unor oameni care să facă... Care se pricep și care vor să facă. Am înțeles. Sigur că da. Deci asociația ar fi așa ca un fel de... Ca un fel de cum e primăria. Vă rog, eu vreau să spun mai mult decât e primăria, că nu întotdeauna primăria
odată exemplele cele mai bune. Eu vorbesc de primării în general. De exemplu, terenul de acolo este al unei societăți care era al primăriei. Servcomal Bun, parcă, dacă nu mă înșel, care în momentul ăsta este în faliment. Dacă e să facem și o glumă, toată lumea ar fi mulțumită, știți? Dacă se vinde terenul ANAF, își recuperă o parte din bani, primăria o parte din bani, se închide cercul cu Al Bunu acolo și toată lumea este mulțumită, facem roșii de un parfum, de un săpun din ăla cu arome frumoase și îl luăm de la Aqua Park și suntem toți mulțumiți. Se mai deschide și hotelul alături, deci va fi așa o feerie în zonă la Alexandru cel Bun. Dar să lăsăm asta. Uitați, sunteți întrebat de ce neapărat parc zoo și nu un parc tematic. Din câte am înțeles eu, va fi un fel de parc tematic. Exact. Zoo. Păi am precizat niște... că va fi pentru recreere și pentru copii și pentru adulți. Am înțeles. Dar deocamdată nu se știe. Nu. Bun, haideți să trecem la alt subiect. Dădeați o declarație mai acum câteva săptămâni, două, trei, nu mai țin minte când, când se punea problema desființării parcului de la Piatra Neamț, și spuneați că se va ajunge în instanță, că asociația va merge în instanță pentru așa ceva. Care mai este părerea acum? Că ați avut primiri de noi membri, ați făcut niște modificări, nu știu, poate noi membri sunt mai puțin radicali decât vechii membri și nu mai vor să ducă în instanță. Sau da. Vor să se ducă în instanță. Ieri am avut adunarea generală a asociației noastre. Printre altele, am revocat trei persoane care, din păcate, nu mai sunt, au decedat. E vorba de avocatul Gheorghe Albu, strănepotului primarului Nico Albu, care a murit acum 10 ani, cam așa, domnul Iacubescu și domnul Marcovici. Am cooptat pe funcțiile dumnealor alte persoane care erau membri și sunt membri ai noștri. E vorba de domnul Teodorescu Constantin, care e în prezent consilier local. La... Și care cred că a votat desființarea parcului zoo de la Piatra Neamț? Cred că da. Asta e bine să o spunem, știți? Adică a votat probabil cu inima strânsă, dacă acum a fost de acord cu un parc zoo la Alexandru cel Bun. Da. Deci... Dumnealui a fost propus și votat pentru funcția de vicepreședinte. Domnul Misăilă Cătălin tot la fel a fost propus și votat pentru funcția de vicepreședinte. Domnul profesor Grădinariu pentru funcția de director executiv. Domnul Viorel... liceu sportiv, da? Da. Parcă așa țin minte. Da. Domnul Viorel Cosma, purtător de cuvânt. Iar domnul Strătilă Ion pentru funcția de mentor. Am înțeles. Am înțeles. Deci, cum v-ați hotărât? Dat sau nu dat? Nu. Din păcate, am prezentat această propunere și membrii nu au fost de acord. Dar de ce? Dacă nu au fost de acord, eu nu pot acționa de capul meu. I-am consultat. Am înțeles. Deci... Nu mai asistăm la un proces între Asociația Nicu Albu și... Da, spuneați adinaori că urmașul Nicu Albu a decedat acum 10 ani, mai domnul bine. Marcovici de vreo 2 ani, da. Domnul Iacobescu și el. De vreo 5 ani, cam de așa. De ce nu ați făcut modificările astea mai repede? Din păcate, nu prea am, cum să vă zic, acum a fost și perioada cu pandemia, deci nu am avut activitatea. Înainte făceam simpozioane, făceam și pomeniri. Da, am făcut, anul trecut am făcut o pomenire. Însă, pentru Nicu Albu. Da, sigur că da. Păi, tocmai aș vrea să precizez, ar exista o legătură între Nicu Albu cu Alexandru cel Bun, dumnealui este mormântat la... Bistrița. Și chiar avem în intenție, dacă vom realiza acest parc, să-i punem denumirea de Parcul Nicu Albu. Da. Nu este rău să-i puneți denumirea de Nicu Albu, pentru că Nicu Albu chiar a fost un primar și nu numai primar. El a fost, cred că la un moment dat, și prefect al
Da. Al județului. În acea perioadă putea să îndeplinească concomitent mai multe funcții. Adică putea fi și prefect și deputat sau senator. Chiar a fost în 1901, a fost până în 1902, a fost senator. Primar a fost în perioada dinainte de 1897, pare mi se. Și bine, el a murit în 1908, pe 31 mai. Uitați că se apropie acum, trebuie să facem o pomenire și chiar ne bucurăm că vom avea posibilitatea că am ridicat restricțiile și vom organiza și o pomenire la mormântul dumnealui de la Bistrița. Bun, cu ce se mai ocupă în momentul acesta asociația, în afară de această idee și cu relocarea și cu pomenirea? Păi după cum avem în statut, noi nu putem face alte activități decât cele legate de personalitatea lui Nico Albu. Nu ne putem lega de activități caritabile sau de genul acesta, fiindcă nu avem în statut. Deci noi... Practic, toată activitatea se rezumă în jurul personalității lui Nico Albu pentru a promova și a face legătura între ceea ce a reprezentat Nico Albu și ce, cum vedem în ziua de astăzi, ce a făcut Nico Albu, fiindcă, iată că după mai bine de 100 de ani, sunt foarte multe realizări care dăinuie și astăzi. Cea mai importantă este actualul parc, care poartă denumirea lui Nico Albu la inițiativa noastră. Am fost un pic contrariat când am văzut anumite proiecte de hotărâri făcute de municipalitate, prin care spunea Parcul Pădure Cozla. Deci parcul e Nico Albu, așa se numește, și denumirea a fost dată în urma unei inițiative asociației noastre în urmă cu 14 ani. Printr-o hotărâre de Consiliu. Nu trebuie să vă mirați de nimic, pentru că vin idei din afară foarte interesante. Dărâmarea statuilor, scoaterea din istoria unor personalități. Deci nu e târziu ca să înlocuim albul cu negru la Piatra Neamț, pentru că așa merg vremurile. Deci eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, că ne-ați lămurit cum e cu ideea asta cu parcul tematic, parcul zoo de la Alexandru cel Bun. Și mai repet o dată, pentru că foarte multă lume m-a întrebat, deocamdată nu este nimic bătut în cuie, există ideea și primii pași făcuți pentru obținerea terenului. De aici încolo, inițiative private, administrative, de la unități administrative, precum primăria, și vom vedea ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc, domnule profesor! Și mai discutăm despre Nico Albu. Dacă tot pe 31 se împlinesc niște ani, poate discutăm despre Nico Albu într-un cadru mai larg. Vă mulțumesc! Acum putem face și emisiuni cu mai multe persoane, că a cam trecut partea de pandemie. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Am zis că merită să discutăm despre asemenea idei. Din asemenea discuții, poate, știu eu, vom vedea și lucruri bune care sar. Acestea fiind spuse, vă spun numai bine și nu uitați, citiți Mesagerul, că sunt câteva lucruri chiar foarte interesante. Numai bine, la revedere!